Dragi prieteni, mă bucur să vă revăd de această dată la o serie de 5 ateliere dedicate notațiilor mai puțin cunoscute sau mai puțin utilizate în muzica noastră sacră. Și motivul pentru care se întâmplă acest lucru este că aceste sisteme de notație aparțin secolului al XIX-lea. În această seară o să ne apropiem pe cât vom putea de un sistem care a apărut undeva către anul 1827, sistemul de notație al lui Georgios Lesivios. Și mâine seară ne vom ocupa exact de același lucru, încercând să deșifrăm câte puțin din misterele acestui sistem interesant, pentru ca săptămâna viitoare, de joi până sâmbătă inclusiv, însemnând 12, 13 și 14 pe seară octombrie, să vorbim despre notația alfabetică a lui Petru Efesiul, care are o mulțime de informații extrem de noi pentru noi. Vom reuși să accesăm cumva mentalitatea unui muzician de la jumătatea secolului al XIX-lea și să vedem niște practici interpretative care astăzi au dispărut. Începem așadar cu ceea ce reprezintă sistemul lui Lesivios. Acest Georgios Lesivios se pare că a fost ucenic al celor trei dascăli constantinopolitani, pe care îi cunoașteți și dumneavoastră, Curmuz Hartofilax, Hrisant de Madit și Grigorie Protopsaltul. Însă, probabil nemulțumit de faptul că notația hrisantică ascundea încă suficiente informații muzicale pentru cineva care nu fusese instruit în această zonă în care oralitatea juca un rol esențial, a încercat să creeze un sistem aparte, separat. Această tendință ar trebui să știți că nu este singulară. Încă de după căderea Constantinopolului, muzicienii ecleziastici au această preocupare să găsească sisteme de notație care să cuprindă mai multă informație sonoră din punct de vedere vizual. Așadar, ceea ce este scris să se apropie cât mai mult de ceea ce se cântă. Există tot felul de preocupări, chiar muzicienii extrem de bine pregătiți și în muzica occidentală și în muzica sacra a Bisericii Ortodoxe încearcă să impună tot felul de sisteme. Sunt notabile două sisteme. Unul este al unui precursor al acestui Lesivios, pe nume Agapios Paliermos, care încearcă cumva să impună la Patriarhia de Constantinopol prin 1797, un sistem foarte, foarte interesant, care probabil stă la baza sistemului lui Petru Efesiul sau Petros Efesios, despre care vă spuneam adinaur. Ei bine, protopsalții cu tradiție, precum era Iacov Protopsaltul, celebrul Iacov Protopsaltul, autor al doxastarului pe care îl cunoaștem, s-au opus acestei întreprinderi. A considerat că notația vechilor dascăli este suficient de grăitoare și în conjuncție, bineînțeles, cu tradiția orală poate spune suficient de multe. Ei bine, tot de această problemă s-au lovit după ce noua reformă avusese loc în 1814 și alți protopsalți constantinopolitani. Așadar, împotriva sistemului acestui Georgios Lesivios s-a ridicat mai târziu protopsaltul Constantin, care este și editor de carte psaltică. Protopsalții vin cu o tradiție foarte, foarte bine înrădăcinată, cu un atașament de tradiție foarte proeminent și nu schimbă sau nu lasă să se schimbe cu una, cu două probleme care țin de repertoriu și mai cu seamă de notație. Probabil acesta este și motivul pentru care patriarhul de atunci a luat atitudine fățișă împotriva acestui sistem teoretizat de Georgios Lesivios. Deși teoreticonului sau introducere în teoreticonul și practiconul științei, artei muzicale apare în 1840, se pare că Lesivios gândise structura aceasta încă de prin 1827. Ca mod interesant, însă nu am adus, ca să vedeți în această seară, în notația acestui Georgios Lesivios circulă inclusiv piese de dragoste din epocă, numite, bineînțeles, atunci în sintagmele epocii, erotici musici. Prin urmare, se pare că a avut câțiva adepți, pentru că pentru ucenicii săi a scris această metodă. El, după cum arată titlul
paginii de gardă este inventatorul metodei. Dar o să vedem că suficiente aspecte sunt preluate din notația hrisantică, pe care o folosim noi astăzi. Și dacă studiem un picuț ceea ce se întâmplă cu acest teoreticon, am remarcat faptul că Lesvios însuși își elogiază sistemul și arată că dacă ai acces la sistemul pe care îl propune, poți să scrii foarte bine melodia muzicii noastre ecleziastice, așa cum o numește el, sau melodii asiatice și, mai mult de atât, melodii europene. El spune totodată că, de fapt, sistemul se bazează pe semnele celor trei dascăli. Așadar, ce se întâmplă? Preia omalonul din notația pe care noi o cunoaștem și îi dă o înălțime specifică. O numește inițial V, apoi V. Preia eteronul sau o formă a eteronului și o denumește Ga. Înseamnă că de fiecare dată când vedem pe portativ eteronul, se va chema Ga și nimic mai mult. Pe tastiul, căruia îi atribuie denumirea de D, elafronul este tot un D, dar în sens descendent. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că acest Lesvios vine cu ideea ca semnele să fie orientate înspre sus în momentul în care merg în pasaj ascendent, în momentul în care urcă, și să fie răsturnate în momentul în care coboară. De aici această paralelă. Pe tastiul, pe care noi îl știm ca o mână ținută cumva astfel, este D în urcare, iar elafronul, care înseamnă imaginea lui în oglindă răsturnată, este D în coborâre. Aceasta este logica. Isonului îi atribuie denumirea de ste și mai târziu denumirea de zo. Și el mai preia și din vechea sistimă, ligisma, pe care o denumește che, doar pentru coborâre. Mergând mai departe și încercând înainte să cântăm exercițiile, să intrăm un picuț în ceea ce ne spune în teoreticonul său, o să observăm că abordarea lui teoretică se apropie foarte mult de abordările teoretice ale anticilor. Este foarte posibil, pentru că face o mulțime de trimiteri la teorii muzicale vechi, cum este cea lui Aristoxenos sau cea lui Boethius sau alte sisteme teoretice, și astfel discută despre lucruri precum sunetul, tonurile sau accentele muzicale, despre muzică în general, și aici aș dori să vă arăt iarăși o reminiscență a concepțiilor medievale. El spune că muzica este mare, că are energie multă, că are o mare capacitate, inclusiv una terapeutică. Ea vindecă astenia, ea poate să vindece bolile de rinichi sau melancolia, ea poate să vindece totodată mușcăturile de câine, de scorpion sau de păianjen. Prin urmare, iată ce abordare interesantă. Muzica pe post de medicament, dacă putem să o numim astfel. În capitolul al patrulea, mergând mai departe, vorbește despre diviziunile și subdiviziunile scării și ale scărilor în general, cu care o să ne întâlnim și noi. Vorbește mai departe despre sunetele muzicale, despre denumirile pe care le pune sunetelor muzicale, despre raporturi matematice în care nu intrăm, conține totodată, repet, fragmente sau reminiscențe din notația celor trei dascăli, arătând că tonul mare, numit mizon, mizona, are 12 secțiuni, elasonul are 19 secțiuni, adică tonul mic. Și tonul cel mai mic, acest elahistos, are 7 secțiuni. Înseamnă că și scările pe care le folosește acest Georgios Lesvios însumează câte secțiuni, Nicolae? 68. Minunat! 68. Bine, înțeles, există o scară și aici o să apelez iarăși la cunoștințele tale, există o scară infraoctaviantă, chiar în teoria vechilor, celor trei dascăli. Ai ști să-mi spui care este aceea? Care adică clasul nu are 68, ci? 66. 64, ci 64, da. Clasa, scara clasului 2.
scara glasului 2 care merge din difonie în difonie. Îți mulțumesc, Nicolae, ca de obicei cu răspunsurile foarte, foarte bune. Ca orice editor de la jumătatea secolului al XIX-lea, că suntem în 1840, și Lesvius produce o omisiune. Uită să așeze capitolul 6 unde trebuie și îl adaugă precum un fel de anexă la final, de-abia către pagina 113. În mai departe avem și capitol care discută despre caractere, despre felurile sau cantitățile care se găsesc în semnele muzicale, arată totodată, pentru prima dată în sistemul său, cum arată și cum se numesc semnele din notația sa. Aici este relativ esențial să acordăm atenție la ceea ce se întâmplă, pentru că semnele arată într-un fel atunci când urcă și arată altfel atunci când coboară. În Teoreticonul din 1840, el dorește cumva să facă o oarecare notă discordantă cu ceea ce înseamnă denumirile din notația hrisantică și nu vrea să le numească deocamdată ni pa vuga dike zoni, ci le denumește zi, pa, ve, ga, di, ke și ste. Acest simbol este stigma, semn obsolet, care nu mai este în uz decât pentru limbajul liturgic. Există chiar în programul descris melodos acest stigma, dar astăzi nu se mai folosește. Bun, dacă le analizăm un picuț, observăm că acest zi, pe care noi o să-l numim totuși ni, seamănă cu o vază, cu deschiderea în sus. Paul este psifistonul despre care ne vorbea. Vul este un omalon, însă este întors invers. Gaul este teronul despre care amintea, chiar în prefața cărții, însă o idee mai drept notat. Diul se poate recunoaște cu ușurință că este acel pe tastii. Cheul este ligisma, însă întoarsă. Și acest zo este isonul. Când o să abordăm această scară, nu trebuie să aveți emoții, pentru că o să avem notele trecute la îndemână, astfel încât să ne folosim de ele. Mergând mai departe, pentru că mai avem foarte puțin înainte de a intra în exercițiile propriu-zise, o să încerc pentru prima dată să partajez și ecranul, observăm că el dispune scara în sens ascendent, arătând unde sunt intervalele și pentru a facilita cititorului sau cântărețului gândirea muzicală rapidă, pentru a stimula rapiditatea identificării notei, decide să pună cifră atunci când apar salturi. Aici avem un interval de la ni până la vu. El pune cifra 2 de la ideea de difonie, că sare o difonie. În muzica occidentală noi o numim terță. Înseamnă că atunci când privim partitura, facem abstracție de ni de la care pornim și calculăm două trepte. Pa, vu. De la ni ajungem la vu. De curiozitate, cu puținele cunoștințe pe care n-am apucat cei drept să le consolidăm, care ar fi aceste trei note și cum s-ar numi și ce ar însemna înainte să mergem mai departe? Vrea cineva să opineze asupra acestui lucru? O să vă explic imediat ce se întâmplă cu aceste punctulețe de desubt, dar poate cineva o să fie suficient de perspicace și o să-și dea seama. Până la urmă, este relativ intuitiv sistemul. Deci primele două sunt nivu, nu? Excelent. Nivu și după aceea nu-mi dau seama, dar cred că coboară la pătă ta. Așa-i coboară pe pa, că ar trebui să urce, dacă ar fi așa, ar urca 1. Și invers mă gândesc, coboară. E intuitiv. Minunat.
Nu este extrem de simpluț de cântat la prima vedere și este extrem de greu să dezvolți o astfel de competență. Nu o să mint că eu posed o astfel de competență, însă în transcrierea tihnită, produsă într-un timp mai lung, ai timp să-ți dai seama de ce se întâmplă acolo. Aceste punctulețe, dragilor, se numesc macron la singular. Înseamnă punct de augmentare, exact același lucru pe care îl face apliul. O să ne întâlnim iarăși cu ele la momentul potrivit. Imediat să opresc adnotarea ca să putem merge mai departe. Și se pare că nu ne dă voie să mergem mai departe. Bada, annotate, eraser. Eram aici. În capitolul al 8-lea se vorbește și despre chronos, despre trecerea timpului, despre calitățile sunetului muzical și despre semnele timporale, până la urmă. Vă spuneam adinaurii că acel punctuleț se numește macron și adaugă un timp, timpului inițial. Acesta este macronul, așa se scrie. Pentru situația în care dorim să adăugăm 2 sau 3 timp, sau poate chiar 4, soluția este simplă. Adăugăm atâtea punctulețe câți timpi suplimentari ne dorim. Până aici, cred că lucrurile sunt suficient de clare. Există, firește, și semne de diminuare a duratei. Semnul principal se numește vrahi. O să-l vedem pentru că are o formă geometrică drăguță. Seamănă cu o linie extinsă, care la capete este mărginită de niște linii oblice mai micuțe. Acesta este vrahiul nostru. Când se pune sub două semne, explicația este următoarea. Le înjumătățește durata. Înseamnă că fiecare se va cânta pe câte jumătate de timp. Care ar fi aceste două semne? Ni, pa. Ni, pa. Și pa. Înseamnă că ni și pa se vor cânta într-un timp. Da? Cum am spune, într-o mișcare a mâinii. Mergând din aceeași logică, aceea că acolo unde apare vrahiul, sunetele își împart durata, când este poziționat sub trei neume, ar însemna că toate trei se vor cânta într-un timp. Ceea ce înseamnă că... Digorgon, nu? Digorgon. Nu. Da, Digorgon, sau da. Trioletul din muzica occidentală. Există, firește, și situația în care se așează sub patru sunete, pentru că ne trebuie inclusiv semn de diviziune ritmică și pentru patru note, adică pentru lucrarea trigorgonului. Nu o să insistăm asupra diviziunilor excepționale, însă explicăm un picuț. În momentul în care o să întâlnim astfel de vrahiuri, cu o liniuță în partea stângă și două liniuțe în partea dreaptă, o să însemne că o treime din durată va fi pentru primul sunet și două treimi din durată vor fi pentru al doilea sunet. Știm cumva cum se cheamă formula ritmică? Avem nipa, să spunem că suntem în tradiționala noastră notație. Gorgon cu apli. Cu apli, nu? Stânga. Unde? În față. În stânga, nu? În stânga, gorgon. Eu aș propune invers, așa numitul gorgon parastigmenon. Gorgon cu stigmii. De ce? Pentru că prima este doar o treime, iar cea de-a doua înseamnă două treimi din durată. A, atunci ai la coadă, atunci da. Da? Înseamnă atunci că ai după. Se pune după. Minunat și nu o să mai insistăm asupra acestui fapt. Dacă ne uităm la figura aceasta din partea dreaptă, în care există trei secțiuni pe acest segment, înseamnă că prima durată va avea un sfert de timp, a doua durată va avea trei sferturi de timp. Însemnând optime, iertare, 16-ime și optime cu punct. Ta-ta!
formula ritmică. Mai departe ni se arată ce se întâmplă și dacă există un timp de sine stătător, iar celălalt trebuie să împartă cumva inegal durata. Nu o să insistăm asupra acestor lucruri pentru că nu o să le utilizăm în cântare. Partiturile pe care le-am selectat pentru astăzi sunt simpluțe, menite să ne obișnuiască cu bazele acestei notații. În privința semnelor de modificare a timpului, avem aceste aspecte. Chronosul, acest simbol al H-ului grecesc, este păstrat și în notația lui Lesbios. Doar că decide ca deasupra acestui chronos să pună litere ale alfabetului grecesc. Și în momentul în care suprapune mi, acest tem deasupra chronosului, înseamnă că tempoul este larg, este macron. Noi ne aducem aminte că macronul a fost punctuleț, a fost similar cu apliul. În cazul de față, când îl întâlnim sub formă de literă, înseamnă că piesele noastre se cântă foarte, foarte pe larg, precum papadicul pe larg. Cântările heruvicului, chinonicului, de regulă sunt însoțite de acest chronos cu macron deasupra. Când chronosul are un T deasupra, un taf, înseamnă chronotahis, înseamnă timp mișcat sau grabnic. Întâlnim și un taf și ro, tr. Acesta înseamnă tahiteros, este un comparativ, înseamnă mai grabnic sau mai iute. Și apariția a două litere de T deasupra chronosului este descris ca tahitatos, superlativul, cel mai rapid tempo, folosit, bineînțeles, pentru recitativ. Bun. Nu o să insistăm asupra semnelor de accelerare sau decelerare a tempoului, pentru că exact acest lucru se întâmplă în partea inferioară a paginii, cu aceste note particulare ale chronosului, ci o să mergem o idee mai departe, să vă arăt că acest Lesbios a fost deosebit de prolific. A reușit să tipărească foarte, foarte multe cărți de muzică bizantină. Noi nu avem decât copertele a 5 dintre volumele pe care le-a tipărit. Dacă nu mă înșel, domnul profesor Ahileas Haldeachis spune că undeva la 10-11 volume de muzică a tipărit Gheorghios Lesbios cu sistema sa. După ce își prezintă Teoreticonul în 1840, tipărește două volume de antologie, ale antologiei, unul în 1847 și unul în 1848 la Atena. Alegerea Atenei ca loc al editării nu este întâmplător. El a fost oarecum favorizat în toate demersurile sale de către președintele sinodului Atenei din vremea respectivă, care îi fusese ucenic în tocmai de de multe cărți tipărite în sistema lui Lesbios, căci altfel opoziția vocii autoritare constantinopolitane ar fi trebuit să îl blocheze cumva. Prin 1848, patriarhul, cred că Antim, dacă nu mă înșel, de la Constantinopol, scrie împotriva sistemei lui Lesbios, arătând că este netradițională și cumva, chiar în termeni duri, că nu este bună de nimic. Tocmai de aceea, Lesbios dă un răspuns scris, tot la Atena, prin care cumva justifică întreprinderea sa. Celelalte trei volume despre care vă spuneam sunt un fel de colecție a doxastarului, numită Noul Chimval Ecleziastic, Toneon Ecleziasticon Chimvalon. Există trei tomuri, ele coincid cu perioadele liturgice, adică sunt imnuri din perioada octoihului, stihiri doxastice pentru laude, pentru alte sărbători, tropare și condace,
ale praznicelor împărătești, ale praznicelor Maicii Domnului și la alți sfinți. Volumul al doilea se adresează perioadei triodului, pentru că vedem că începe cu Duminica Vameșului și Fariseului, iar cel de-al treilea tom este un penticostar. Penticostarion, care începe cu Sfânta și Marea Zi a Învierii, a Paștelui. Spuneam că Lesbios nu a rămas consecvent în ceea ce privește notarea denumirilor sistemului său. Dacă în 1840 le denumea Zipa, Vega, Di, Cheste, Ni, el revine asupra deciziei și în 1865, în acest anastasimatar Argosindomon, pe scurt și pe larg, cu cântări pe scurt și pe larg, denumește monosilabele sale, care descriu înălțimile sonore, cu numele din teoria hrisantică. Așadar, cumva se reîntoarce la origine. Și fără să mai pierdem vreme, v-aș invita acum să ne apropiem de câteva piese foarte simpluțe. O să ne ajutăm de această legendă din partea stângă. Dacă vă doriți la un moment dat să experimentați scrierea acestui sistem, am conceput un fond care nu este încă complet. Cu acest fond sunt scrise neumele de pe margine, de pe margine și de pe cealaltă. Este destul de satisfăcător să vezi cum reușești să pui din tastatură niște simboluri muzicale care au fost folosite acum 190 de ani. Dacă ne aducem aminte, din Ni central, sau de ce nu, din Di grav, notele acestea sunt. Mergând către Niul acut, ele sunt deschise sau orientate înspre sus. Coborând de cealaltă parte, notele or să fie firește orientate în jos, cu toate deschiderile lor în jos. Acum o să vă invit să vă implicați în abordarea unei linii melodice pe care o cunoașteți de principiu. Acest tipica nu este nimic altceva decât antifonul întâi pe care noi îl cântăm la Sfânta Liturghie. Îl găsim și în buchetul atonit. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, binecuvântat ești, Doamne. Nu trebuie neapărat să cântăm și textul de limbă greacă. Deocamdată ne familiarizăm cu ce se întâmplă la nivelul diastematicii, la nivelul intervalelor. Să sesizăm zonele unde se coboară, unde se urcă, unde se repetă sunetele. De asemenea, v-aș invita să ignorați deocamdată aceste semne suplimentare care țin fie de măsurarea timpului muzical, fie de accentuarea sau ornamentarea suplimentară a unor timpi sau unor sunete. Semnul pe care putem, în schimb, să nu-l ignorăm este acesta. Este un diez. Remarcați că, la fel, spre a fi cumva deosebit de notația crisantică, decide să-l orienteze în partea stângă și nu în partea dreaptă. În regulă. Cel puțin matematic, cine ar putea să-mi spună care sunt denumirile? Di. Di, le... di, ni, 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 pa, iară ni. Coboară ni, da. Apoi este un ni. Da. Bai, repetă, ni, 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 ni. Repetă. Ni, tragem o linie că repetă. Se întâmplă ceva remarcabil pe aici? Da, avem se întâmplă un pentru că avem un macron. Se lungește. Pe care trebuie să stăm. Da. Să mai stăm un timp. Un macron. Minunat, un macron. Da, asimilați extraordinar de bine informația. Domnul Tite. Mergând mai departe, epa? Nu întâlnim nicio cifră. Asta înseamnă că este pa. Este orientat în sus, este pa. Da, pa, ni, ni, semnul ni, de aici seamănă cu cel de aici, doar că este răsturnat. Înseamnă că este ni, ni coborător. Ni. Și iarăși, da. Ni, ni, ni. Zo. Este zo. Zo, da. Ni, deasupra. Iarăși ni. Pa, pa. Pa, pa, lungi.
Da. Papa cu Macron, fiecare. Macron, da. Excelent. Gav. Ce? Să știți că nu este nimic altceva decât un accent acolo. Vu. Este V. Pani. Pani. Zoni. Pa. Pa. Vu. Vu. Ga. Vu. Este ga. E ga. Ne poate înșela cumva ochiul pentru că este Da, seamănă. conformat, este desenat aproape ca vul, Da. doar că are și la celălalt capăt o liniuță. Da. După care Da. Vu. este Vu. V, Pa. seamănă cu acesta. Pa. Da. Vu. Pa. Ni. Ni. Încă o Ni. dată ni. Așa. După Da. aceea vine ga. Da. Minunat. Este un salt de trifonie. Ga. Ga. Vu. Pa. Pa. Vu. 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 Pa. Pa. Ni. Pani. Pa. Ni. Pani. Pani. Formidabil. Pa. Da. Pa. Vu. Da. Da. Ga. Da. Ga. Da, că Vu. se Da. repetă. Vu. Ga. Da. Vu. Doi Vu. de Pa. vu. Pa. Pa. Vu. Vu. Pa. Ni. Vu. Vu. Pani. Pa. Așa. Și vine zonii. Ni. Zodiezni. Zo și ni. Da, zodiezni, da. Zodiezni este un zoo urcat cu un sfert de ton, aproximativ. Bun, descifrarea a fost fantastică. Acum aș fi foarte curios dacă cineva dintre dumneavoastră consideră că ar putea să realizeze o citire rară pe înălțimi a ceea ce se întâmplă aici, fără adnotările pe care le-am făcut noi. Ar trebui să recurgem și la memoria noastră auditivă, să știm că piesele sunt cunoscute din trecut, de o parte dintre dumneavoastră. Pe cât de rar se poate, nu ne grăbește absolut nimeni. Pentru început, haideți să luăm un ton de reper care să reprezintă cumva media, între ghilimele, aritmetică a glasurilor noastre. Ni, di, ni. Bun, Nicolae, ți-ai asumat această sarcină frumoasă să ne conduci un picuț muzical. Eu o să te ghidez cu acest pointer, da? Poți începe. Este minunat, dragă Nicolae. Iată că nicio notație muzicală în pofida titlului proiectului nostru nu este ermetică. Ermetismul ține doar de măsura în care suntem educați într-un anumit sistem. Probabil exact pe acest concept a mizat și Georgios Lesbios când a sperat că poate reușește să impună sistemul lui în biserică. Dar iată că nu a rămas. Nu a rămas. Cine altcineva ar dori să abordeze partitura? Curaj! Bun, atunci haideți, doamna Dani Matei,
Curaj. Da. Aș încerca, că nu e. Este totul matematic. Este totul matematic și foarte intuitiv. Păstrează înălțimea. Oh, scuze. Pa, pa, ni, pa, ni, pa, vu, vu, ga, ga, vu, ga, vu, vu, pa, vu, pa, ni, do, ni. A fost excelent. Felicitări. Excelent. La fel, dragă Nicolae, dragă Dani, dacă îmi permiți. Excelent. Dragă Ana, te ascultăm. Da, și eu vreau. Sigur. Și eu vreau. Din excelent. Încă o dată sunteți niște cursanți de excepție. Lucian, să nu eziți să te alături demersurilor noastre interpretative. Rândul nostru, ultimul exercițiu, al doilea și ultimul pentru această seară, este un alt stih din acest psalm. La fel, poate fi foarte intuitiv, ținând cont de faptul că intervalele sunt semnalate. Avem o noutate, acest salt de tetrafonie ascendent, care de fapt înseamnă un număr de 5 trepte din baza pe care o calculăm. Haideți să le numim pentru început, să le denumim, după care să încercăm să le cântăm. Ne-am obișnuit cu acest semn de tip vază. Da, da, este un mi. Ga. Da. Ga. Minunat. Scuze. Nu e di? Este di. Două secunde. Am rămas, să spunem că am rămas la di. La di. Apoi încă două note cu aceeași denumire. Da. Apoi, da, intuitiv. Ga. De ce ga? Pare cu că și în dreapta și în stânga are drepte. Da, doar pare. Uite deschiderea care nu arată grozav, deschiderea este în sus, neexistând răsturnată. Semn de măsură. Aici e un semn de măsurare. Este che. Este che. E che. A, uite deschiderea, da. Da. Apoi? Da. Di. Minunat. Și coboară. Di, pa, di. Spre. Ga. Da. Vu. Vu. Pa, ga. Vu. Pa. Pa. Așa și vu. Vu. Ni. Da, vu. Așa. Da. Vu. Iarăși vu. Ni. Pa. Da. Vu. Vu. Ga. 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 Vu.
Di. Vu, di, Di. Ga. ga, Vu. Pa. vu, Doi. pa, Alung. Vu. na, Ga. Nu era a, vu, Vu. Pa. pa, Vu. vu, Pani. pani. Excelent. Excelent. Bun, ne familiarizăm un picuț. Ce am omis să vă spun este faptul că ehurile, așa cum le știm noi, sunt similar gândite și în sistemul lui Lesvios. Acest ita înseamnă 8, înseamnă că ne aflăm în al 8-lea glas. Noi îi spunem la galul ehului 4. El îl numește 8 și îl numerotează cu litera grecească pentru cifra 8, cu ita. Acum să vedem ce ne spune memoria noastră muzicală. Oricare dintre voi poate începe. Da. E di acolo, Dani, di. Este foarte grav. Ni, di. Scuze, am uitat Di cu... acolo. Nu e nicio problemă. Nu e nicio Cântam pentru problemă. mine, nu mi-am Chiar dat seama vă că am rugăm zis-o să fără greșit. continuați. Chiar vă rugăm să continuați. Atunci, de la... Ni, di, di, che, di. E foarte grav tonul, dar este în regulă. Mulțumim, a fost excelent. Probabil o să vă întrebați de ce atâta insistență pe aceste notații aparent ermetice. Există în cărțile lui Lesvios suficiente repertorii care îi aparțin și care nu mai apar în nicio altă notație. Anul trecut exighisisem o cântare Tatălui să ne închinăm, pseudo-irmos calofonic, pentru că ea este de fapt o slavă de după Polieleu, foarte frumoasă. Anul acesta am identificat un șir de vloghitarii, de fapt o cântare, Binecuvântările Învierii, iarăși captivă în notația sa. Tocmai de aceea încercăm să ne apropiem de fiecare astfel de notație, pentru că cine știe ce comori întâlnim, cine știe ce lucruri minunate întâlnim acolo. Dragă Ana, dragă Nicolae, vă invit și pe voi. Lady first. Ala ca nu It eu. is first. Ok. Poți să iei un ton un pic mai sus? Că... Chiar te rog, sigur. Cum îți este confortabil? Iartă-mă, dragă Ana, am senzația că este o structură de stare minoră. Ni Ah, da, probabil. gavu, gavu, pavu, ni pa. Perfect, doar să ridici vul acela un picuț. Vreau să stau Gavu, pe ni pa. Da, trebuie stat. Ani, aici excelent, trebuie să dragă Ana. stau și pe pa. Nu, pe pa nu. Nu, nu Probabil am trebuia, întârziat eu nu pentru că este există macron, nu la acolo, oarecare nu acolo. întrerupere.
Nu acolo. Pe acolo, acolo. Da, aici trebuie Acolo stat trebuie să pentru că stau există mai mult. macronul. Da. Dragă Nicolae, te invităm și pe tine. Nivu digavu pani, nigavu gavu pavuni, pa ni di ke di gavu gavu pavu. Vu ni pa vu ga ga vu di ga vu pa vu ga vu pa vu pa ni. Este minunat. Dragilor, pentru astă seară este îndeajuns. Este o primă întâlnire cu acest sistem care poate părea, repet, straniu pentru unii dintre noi, doar că privit în contextul vremii în care căutările înspre găsirea sistemului perfect erau în floare, poate avea cumva sens. Oamenii căutau un sistem care să cuprindă tot ceea ce trebuia să se cânte. Pentru mâine seară, de la aceeași oră, v-aș invita să descoperim niște lucruri și mai interesante de atât, legate de propunerile lui de note ornamentale. Are cu adevărat, cu adevărat, niște concepte cel puțin inovatoare legate de această ornamentare. Și partiturile or să fie drăguțe. Cred că troparul învierii de la glasul întâi așteaptă sau poate chiar mântuiește, Doamne, poporul tău, troparul Sfintei Cruci. O să încercăm totodată să vedem în măsura în care este posibil dacă reușim să atașăm și cuvintele de limbă greacă. Este necesar să transliterez sau avem oarecare familiarizare cu sistemul alfabetic elin? Și și. Oarecare. Și. Nu este nicio problemă. Ar fi Totul bine transliterarea, se cred poate că. învăța și din mers. O să și transliterez dacă asta vă ajută. Mulțumim. Cum să nu? Cum să nu? Pentru astă seară, dragilor, vă mulțumesc mult pentru participare. Rămâne să ne întâlnim mâine seară să descoperim alte cântări, să vedem ce altceva mai ascunde prin acest sistem inedit al său, muzicianul Georgios Lesbios. Și rămâne ca ultimele trei întâlniri ale noastre să fie dedicate sistemului lui FSU, pe care doar eu personal îl consider sistemul perfect de captură a informației muzicale. Până atunci, permiteți-mi să Interesant. vă urez o seară minunată, să ne revedem sănătoși mâine seară. Toate cele bune. La revedere și vă Doamne ajută, mulțumesc. Doamne La ajută. revedere.